Și avem informația momentului, doamnelor și domnilor, intervenția pompierilor. Iată, un bărbat amenință că se omoară. Toate informațiile vin de la colega mea, Cristina Anton, care se află acolo. Cristina, te ascultăm. Bun găsit, este o adevărată mobilizare de forțe aici. Bărbatul la etajul 5, la balcon, uitați-vă, a ieșit acolo și amenință că se va sinucide. Vecinii sunt cei care au sunat la 112, au chemat poliția pentru că s-au speriat în momentul în care l-au zărit pe bărbat acolo, pe balcon, și și-au dat seama oamenii că dorește să se sinucidă, să recurgă la un astfel de gest. Mai mult decât atât, bărbatul este și complet dezbrăcat. Spuneam că este o adevărată mobilizare de forțe aici, pentru că au venit polițiștii, salvarea, pompierii. Uitați-vă, una, două, trei mașini de pompieri în momentul de față. Sunt și acolo negociatorii care încearcă să-l convingă pe bărbat să se dea jos, să nu recurgă la un astfel de gest. Discută cu el de ceva timp, însă bărbatul, să știți că stă de ore bune acolo la balcon, așa cum puteți vedea, la etajul 5, și nu dorește să coboare. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, nici măcar vecinii nu știu care este cauza. Cel mai probabil, din informațiile pe care le-am aflat de când am ajuns aici, s-ar fi certat cu partenera sa de viață și de asta ar vrea să recurgă la un astfel de gest. Sunt și polițiștii de la rutieră în momentul de față care dirigează circulația în zonă, pentru că toată calea Dorobanție este blocată. Se circulă doar pe aceste două benzi. Vedem, este totul blocat pentru că sunt pur și simplu mașinile de pompieri, de poliție, de ambulanță. Uitați-vă câte forțe aici la fața locului. Încearcă așadar, cum vă spuneam, negociatorii să-l convingă pe bărbat să coboare. Polițiștii de la rutieră încearcă să dirigeze traficul în zonă, pentru că este și o oră de vârf, oamenii se duc la serviciu și pur și simplu calea Dorobanți, care este de obicei foarte aglomerată, acum este pur și simplu blocată și, bineînțeles, este pusă acea bandă, nu se poate trece, sunt și salvările și, bineînțeles, oamenii îngroziți de o parte și de alta, care nu știu ce s-a întâmplat, vecinii care s-au speriat în momentul în care acum câteva ore l-au văzut pe bărbat acolo la geam.